Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat cu bagajul meu. Mi l-au rupt. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat aici. S-a întâmplat o extorsiune aici, vă dați seama. Am modificat camera de hotel pentru a face poze, ca să vă înțelegeți. Auzi, ca să înțelegeți. Am modificat pentru a face poze. Dar view-ul ăsta, nu știu de cum, de n-am profitat de el. Este ora 8:40, noi ar trebui să coborâm, nu, 7:40, ar trebui să coborâm la 8 în față, pentru că avem zbor, mergem spre Capodochia și pe mine m-au apucat pozele. E nebunie, am făcut check-out și plecăm spre aeroport pentru că ne îndreptăm spre Capodochia. Autocarele deja au venit. Dacă aș avea și eu 5 mâini, mi-ar fi mult mai ușor. S-a făcut check-out și ne îndreptăm spre aeroport, mergem spre Capodochia. Fețele noastre nu prea ne ajută astăzi. Pare că am muncit, am dat la sapă sau ceva, suntem obosite rău de tot. Probleme cu bagajele, bineînțeles, de data asta mi-am luat eu un cântar pe care am alea l-a dat peste cap. Până la urmă am remediat situația. Bună dimineața! Bună dimineața! Băscălie! Ori ieșit deja, hai lăsat de mine, eu am zis, nu ne ajută fața. Nu... Noi luăm ceva de mâncare din aeroport. Eu am luptat pentru asta, arată foarte bine. Am luat o apă și un sandwich. Nu știu cât de bun e, dar arată cam așa. E bunicel. Tot gustul s-a așezat. Nu e mai grupul meu s-a așezat undeva în catenat și m-am așezat deci ca să pot să fac vlog. Am aterizat cu mine. Ne-am urcat în autocar și mergem la hotel. Numărul ăsta pe pauză, e a treia oară. Câteva ori, da. Hai ce fața are să poate ne-am da. Nu le-a arătat fața mea de astăzi, stai să mutur totuși. E diferită înmulțirea. Nimeni nu are. Toată lumea este extenuată, zici că am dat la sapă. Nimeni nu face. Așa e când te distrezi mult. Ești obosit. Da. Mă simt ca la nuntă. Foarte frumos aici. Foarte frumos amenajat. Ne place aici, mai venim. Prea shiny. Am ajuns la hotel. Facem check-in-ul și facem o baie și ne băgăm la somn, sigur. Cam așa arată camera noastră, avem paturi separate. Avem și pe aici o masă, televizor. Ce drăguț este locușorul acesta. Foarte drăguț, ia să vedem ce avem aici. Nu vedem mare lucru pentru că e o clădire, dar arată bine. Chiar arată bine. S-a aprins și lumina. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat cu bagajul meu. Mi l-au rupt. Efectiv. Nu știu care a fost treaba. S-a desfăcut cu totul. N-ai cum așa ceva. Și să vă arăt și la baie. La baie. Dacă vă arăt ori de capul meu. Sunt supărată pentru bagaj. Nu de alta. Și obosită. Dar în rest, sunt fericită că sunt aici. Avem feon.
Avem ghivetă, tronul nebun. Nu, mi-a căzut broșa, nu. Și cadă. Ce mă speria. Mi-a căzut broșa. Și prosoape. Ai, de capul meu. Ce ți-a căzut? Deci patru broșa. Broșa de la pantof? Da, nu o vezi. Uite aici, uite aici, uite aici. E, ce bine. I-a căzut, ce e ăsta? Bubușnacul ăsta. De la pantofii mei preferați. De la dar nu se focalizează. Acum nu știu cum o prind. Se bagă așa pe dedesubt, parcă am avut. Problemă rezolvată. Din păcate, cred că era prea îndesat cu chestii și a luat-o fermoarul razna, dar nu înțeleg, cred că a fost bușit sau ceva de explodat. În fine, ca de fiecare dată România, Turcia, China, unde te duci la aeroportul și la din astea, îți face bagajul praf. Degeaba să cumperi tu noi chestii, că n-are nicio treabă. Niște huse pentru bagaje am văzut la o tipă. Gen din pânză, da. Ca să nu le mai înfoliez de fiecare dată, îmbraci efectiv trollerul și are dedesubt la roți niște scai. Cred că o să-mi iau și ceva, gen ocerul ăsta nu mai are acum, după ce mi le schimb o să-mi iau. Am rezolvat dilemă rezolvată, ne vedem diseară la cină. I love you, I voil you, cum ar spune Țancă. Mai avem aici o oglindă drăguță pe care am omis să o arăt. Îmi place mult. O să-mi fac 15 miliarde de poze. M-am așezat aici frumușel. Cât timp face Amalia baie? Tot cu Amalia stau. Ce bine pare că stăm împreună în cameră, pentru că e foarte mișto când cunoști pe cineva. Așa. Și mi-am luat aici poziția. Iar cât timp iau să dorm? Eu nu o să mă pun să dorm, că dacă dorm nu mai trezesc să iau cina. Efectiv o să-mi fie foarte greu și la noapte nu o să mai pot să adorm. Mai editez materiale pentru voi, pentru că am foarte, 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 foarte multe. Ce se întâmplă cu lumina? Nu știu. Chiar nu știu. Mâine avem o zi plină. S-ar putea mâine să avem zborul cu balonul. Și trebuie să ne trezim pe la 4. Eu să mă trezesc pe la vreo 3:30. Să-mi fac bucle, să... Vai de capul meu. Nu știu ce să fac eu cu frigul, pentru că n-am haine groase. E singurul set pe care l-am mai grosuț, așa, setul acesta de la Vivienne. Și de la ora 10 avem ceva închiriat. Avem ceva cu agenție de turism, avem un ghid care ne va duce prin diferite locuri. O să vă iau cu mine oricum. Ai. Pentru prima dată mi-am făcut și eu un ceai în hotel, în camera de hotel. De fiecare dată am fugit de fierbător și de ceai. Și acum am gândit să-mi fac un ceai pentru că mă cam doare gâtul. Am țipat când Amalia a fost premiată acolo. Cum spuneam, mi-am făcut un ceai și nu pot să vă arăt pe Amalia pentru că nu dorește să apar. Nu că mă filmez pe mine. Oh, ce frige! Oh, un ceai cu lămâie. Ne simtem foarte bine. Vremea e bine. Da. It's good. N-au dat și ăștia mai mult zahăr. Yeah.